trăiești, că o iubești. Tu nu uita, te rog, să suni pe mama. Trec ani și la fel. Mila, dumneavoastră, bună ziua și bine v-am găsit, doamna Mila. Noi suntem compania Fără Surprize și am venit să vă bucurăm această zi frumoasă, Ziua Internațională a Femeilor, cu 8 martie. Și în primul rând vreau să vă mâin această orhidee. Așa este, dumneavoastră. Șampania, să ne ajutați dumneavoastră. Așa. Aici aveți o tortă dulce ca să vă îndulcească sufletul dumneavoastră. Frumos. Da, exact, vă rog frumos. Așa. Aici mai aveți un coșuleț cu flori ca să vă, să vă bucure acest anotimp, da? Dar vreau să vă întreb, de la cine credeți că poate să vină această surpriză? Eu mă gândesc că am doi fiorași în Germania, Vitali, Slavic și fiica Natalia. Și de la dânsi surpriza asta și îi mulțumesc frumos din partea lor că am crescut așa fiori, fiică și m-am bucurat în ziua de azi, 8 martie. Bine, vreau să vă citesc și un mesaj de felicitare, care m-a rugat să-l recit. Scumpa și dragă noastră mămică, vrem să-ți aducem sincere felicitări cu ocazia zilei de 8 martie. Să-ți spunem cât de mult te iubim și îți ducem dorul. Să-ți urăm mult noroc și sănătate, realizări și împliniri frumoase. Îți mulțumim că existi și ne cuprinzi cu dragostea ta mereu, chiar dacă suntem de multe ori departe, cu drag copiii. Așa. Mulțumesc frumos! Iată acum puteți să-i transmiteți și dumneavoastră un mic mesaj, un semn de mulțumire. Îi doresc lui Vitali, lui Slavic și lui Natalia mult sănătate, fericire. Bine. Și îi spun că îi iubesc tare din toată inima. Mama Ludmila și tatu Vladimir. Iubesc tare mult și îi doresc mult sănătate. Și în viața asta grea cu lume dușmănoasă, tu nu-i da, că mama, da, te așteaptă acasă. Și nu uita să suni pe mama, să-i spui că ești, că o iubești. Tu nu uita, te rog, să suni pe mama, trec ani și la fel ca ea. Și nu uita,